O femeie în vârstă de 66 de ani a murit în chinuri cumplite noaptea trecută după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Cel mai probabil, femeia s-a sufocat cu fumul toxic în timpul somnului. Vecinii fiind cei care au alertat pompierii după ce au observat flăcările și fumul negru care îi acaparase casa. Imagini șocante pentru pompierii care au intervenit noaptea trecută la un incendiu petrecut la o casă de locuit din comuna Pătulele. Pompierii mehedințeni din cadrul stației Vânju Mare au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Pătulele. Incendiul a fost stins în limitele găsite de cele două echipaje. Din păcate, în interiorul casei a fost identificată o victimă, o femeie în vârstă de 66 de ani, decedată. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de amplasarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzit față de materialele combustibile. În una dintre încăperi, aceștia au găsit-o carbonizată pe proprietarea casei. Flăcările au mistuit în totalitate camera în care locuia femeia, holul, dar și o parte din acoperiș.